Grupul Țintă este format din 5 structuri, instituții SPO, beneficiare ale acțiunilor întreprinse prin proiect și 100 de persoane din rândul specialiștilor SPO, implicați în acțiunile proiectului privind transferul de bune practici și schimb de experiență și care vor dobândi competențe și abilități noi în vederea îmbunătățirii și diversificării tipurilor de servicii furnizate clienților. Participanți la această conferință sunt în primul rând instituțiile publice cărora se adresează în mod direct și care sunt parteneri în cadrul proiectului, respectiv Centrul de Formare Profesională a Adulților Brașov, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Telema, Centrul Regional de Formare a Adulților Cluj și Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea. De asemenea, sunt parteneri privați, pentru că asta promovează proiectul, parteneriatul public-privat, și anume InSoft, SRL, Societatea, Asociația Tinerii Manageri, iată că avem și un ONG, și Social.com SRL. Mai avem și un partener italian, Interu, dar care nu a putut să fie prezent la această conferință. Acest proiect, după părerea mea, vine să ajute modalitatea de absorpție a forței de muncă într-un ritm accelerat și să adresează acelora care au o experiență bogată în dezvoltarea serviciilor publice de ocupare. În primul rând, centrele regionale de formare profesională și centrul propriu de formare au o experiență de peste 10 ani de zile și sunt acele instituții care pot să deruleze la superlativ acest